la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe siteul europafm.ro, pe Facebook și YouTube. Discutăm despre strania campanie pentru capitală cu un Cristian Popescu Piedone care pare să joace pe tot terenul, cu un Nicușor Dan mai degrabă discret și un Cătălin Cristoiu neclar profilat în acest moment. Discutăm de asemenea despre împărțiala din teritoriu între PSD și PNL și neînțelegerile de acolo pe așa zis și candidați comuni, dar și despre planurile de după 9 iunie, pentru că PNL-ul a început, iarăși în mod straniu, zilele astea, o campanie insistentă de profilare a lui Nicolae Ciucă drept prezidențiabilul coaliției. Despre toate discutăm cu analistul politic Costin Ciobanu. Bun venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! O campanie pentru București, spuneam, în care Cristian Popescu Piedone s-a profilat așa drept un fel de candidat antisistem, vociferând de dimineața până seara. Bine, știam asta, dar acum e altul contextul și alta miza. Um, să ne îndreptăm oare spre un uh, asemenea favorit în cursă, Costin Ciobanu? Spre genul ăsta de personalitate în alegerile pentru Bucureștiul lui 2024? Ceea ce vedem în mod cert este, într-adevăr, o personalitate total distinctă de primii doi candidați, de Nicu Șordan, primarul în funcție, și de, că de medicul Cârstoiu. Uh, nu cred că am avut în București o campanie, cel puțin la nivel de primar general, Uh, or, or, o precampanie atât de, de eclectică Pare o combinație de film de, de custurița uh, Cu ce e în trending pe rețele sociale Dacă ne uităm la ce se întâmplă E Piedon încearcă să se profileze Drept un candidat al poporului bucureștean Vedem un circ politic Un, un fel de bâlci În care sunt tot felul de elemente Extrem de um, eclectice uh, E aici o viziune extrem de premodernă asupra politicii. Ne-am uitat cu toții la ce se întâmplă în sectorul 5. Au existat dezvoluiri de presă în care mie mi-a atras atenția această remarcă a candidatului Piedone care spunea că -ar fi, dacă ar fi avut șase copii, atunci fiecare ar fi candidat la, la câte un sector. Făceam o paralelă într-o anumită măsură cu modelul Kadyrov care încearcă să fie impus în politica bucureșteană. Pentru cei care nu știu, Kadirov, cel care conduce Cecenia, are toată familia implicată în administrarea acestei provincii. O fată este șefă peste sănătate, cealaltă este peste zona de, de educație, încă una este șefă peste cultură, fiul său, are la fel atribuții la nivel de, de securitate. Pare că acesta e modelul pe care îl l propune Piedone, un model extrem de emoțional. Nu o să vedem foarte multe propuneri concrete, o să vedem uh, foarte multă frustrare împotriva uh, celor care conduc astăzi Bucureștiul. Uh, singura întrebare este dacă uh, ca acest candidat Piedone poate să susțină acest stil de campanie în care în fiecare zi trebuie să mai vii câte un truc, câte o găselniță, astfel încât să uh, ții electoratul uh, în priză. Da, și prinde. Despre strategic... ce tip de electorat vorbim de fapt? Știe, Piedone, că acest tip de electorat la care prinde așa ceva este și cel care iese la vot? De fapt, în număr mai mare? Uh, în mod cert, și-a făcut calculele politice, bazându-se și pe... Uh performanța sa electorală trebuie să o, să o spunem, a fost ales de două ori în sectorul 4, a fost ales de și foarte strâns în sectorul 5 în 2020. Mi aduc aminte cred că a avut 27% și ceilalți doi candidați au avut fiecare 25%, dar în mod cert are un anumit bazin, e un om care s-a profilat în politica bucureșteană în ultimii 30 de ani prin acțiuni pe care le știm cu toții, dar cred că marele pariu politic pe care încearcă să-l să susțină este atragerea unui anumit tip de electorat care este nemulțumit de propunerea cărstoiului sau care pur și simplu nu este confortabil cu acest tip de, de, de electorat. Vorbeam cu toții despre ce s-a întâmplat în, în această negociere cu faptul că Gabriela Firea a fost dată la o parte. Cred că acest candidat piedone încearcă să, să atragă electoratul. PSD, care vrea probabil un candidat mai popular, care nu e neapărat confortabil cu un medic cu o carieră solidă în spate, dar care, am văzut în presă, e un medic foarte, foarte bogat și atunci el încearcă să se adreseze poporului bucureștean. Sau, ca să-l citesc pe fostul primar Oprescu, cu toate ghilimelele de rigoare, populimii bucureșteni. Da, e un fel de, ziceam, de candidat antisistem, deși el însuși conduce un partid mic, manevrat din umbră de Dan Voiculescu, dar mă rog, e totuși un partid. Și totuși pare că s-a profilat așa împotriva politicii, având în vedere că pe Nicușor Dan îl susține o alianță de partide, nu, Dreapta Unită, iar pe Cristoiu o altă alianță de partide, cele două mari partide de la guvernare, psd -PNL. Și atunci poate să țină genul ăsta de retorică, domnule, eu sunt cu poporul, eu sunt cu bucureșteanul de rând, poate unii dintre voi, mă rog, nu mă agreați foarte tare, dar măcar să știți că nu sunt instrumentat politic, poate să prindă așa ceva? Sunt foarte multe contradicții în această poziționare. Așa cum, așa cum bine remarcați, el este un om care e prezent în politica bucureșteană, a trecut, a fost la Partidul Conservator, la un moment dat a fost pe la UNPR, cred că a fost susținut și de către PSD. În acest moment, Fiul este ales pe listele electorale ale, ale PSD, este deputat în, în Parlamentul României. Partidul pe care îl reprezintă, cred că o să aibă un par, europarlamentar pe listele comune. Ale PSD-PNL, deci nu e foarte multă revoltă împotriva sistemului. E un discurs, într-adevăr, plin de, de frustrări la adresa ceea ce se întâmplă, pentru că e, în general, atunci când ai o mare coaliție și foarte mulți oameni, oameni nemulțumiți. Însă, dincolo de retorică, nu e mai mult. Vorbeam despre doza de umor involuntar în discursul candidatului. Însuși, candidatul, acum câteva zile, se definea drept un dinozaur politic. Și spunea că el este acolo, și apoi o să vină tinerii și o să, o să se înconjoare de tineri. Evident. Ăsta era și motivul pentru care și-ar pasa uh, rubedeniile nu în tot felul de funcții, pentru că ei sunt generația tânără. Și, doi, cu cine să lucrezi dacă nu cu apropiații, zicea el, cu cine, cu trădătorii. Exact, un model extrem de premodern în care uh, ai încredere doar în cei din, din propria familie, din, din, din clanul extins, ceilalți vor să te te omoare, vorbeam de de Kadirov, uh, nu știu, te aruncă în aer. Aceasta e aceasta este mentalitatea care într-o anumită măsură pare să rezoneze cu uh, o parte din publicul bucureștean. însă trebuie văzut pentru că nu vorbim de un candidat care are un bagaj uh, politic și uh, semnificativ. Sunt niște chestiuni din propriul trecut care o să fie aduse în discuție. Acum s-a vorbit despre familie, de modul de administrare. Ne ducem cu toți aminte uh, de episodul extrem de nefericit al, uh, al uh, a ceea ce s-a întâmplat la, la colectiv. Uh, au fost anumite scandaluri legate de felul în care și-a obținut permisul de conducere. Cred că a intrat în folclorul urban acest, acest episod și este bine că în următoarele două luni de zile vom vedea cine este candidatul Piedone, care, așa cum bine spuneați, pare favorit în, în sondajele de opinie. Nu mă aștept să, ave, să vedem foarte multe propuneri, programe, lucruri de acest fel, pentru că ținta mesajului său este una emoțională, încearcă să activeze un anumit public care nu se uită neapărat la ce propun candidații, cât mai degrabă caută să se identifice cu un anumit candidat poate să devină publicul ăsta tot mai mare având în vedere că ceilalți doi candidați, mă rog, unul e foarte discret, celălalt e destul de neconvingător în momentul ăsta? Adică se, da. se, candidatul pe care îl vedem și îl auzim, unul guraliv, foarte prezent, care se înțeapă la orice temă, poate fi la un moment dat valorizat drept. Dom'le, uite, lui îi pasă, e aici, e, pe el nu-i vedem. Pe unul nu-l vedem deloc, că, ma, mă rog, chipurile lucrează, iar celălalt, încă nu știm exact de unde să-l luăm, cum ziceați. E un medic bogat, cam nefiresc în competiția asta, mă rog. Totul va depinde, într-adevăr, de felul în care se va comporta candidatul PSD-PNL, care nu are o sarcină ușoară în această campanie. A intrat extrem de târziu. A avut o intrare extrem de turbulentă, oarecum împiedicată, fără a-și valorifica neapărat statutul de, de medic, de profesor, de, de manager de, de, de spital. Vedem că trece accelerat printr-un proces de socializare politică, e plimbat, precum Sfintele Moaște, pe la tot felul de organizații locale pentru a primi validarea membrilor de partid. Îl vedem dus prin parcuri, târguri și, și piețe, tocmai pentru a lua pulsul. Însă nu are o sarcină ușoară, pentru că trebuie să aducă împreună și electoratul liberal și electoratul social-democrat, cu riscul de a cădea oarecum între scaune, într-o perioadă extrem de, de complicată, vorbeam de socializare politică, nu știm dacă în două luni de zile va ajunge la maturitatea politică de care ai nevoie pentru a câștiga Bucureștiul, pentru că aici nu e vorba de un simplu primar. Aici este vorba despre, dincolo de numărul foarte mare de voturi, e vorba de o trambulină politică, Uh, și atunci oamenii se uită cu foarte mare atenție la cine este persoana primarului, uh, primarului uh, general Și atunci există această opțiune ca o parte din electoratul liberal, așa cum se vede astăzi în sondaje, să se reorienteze Sau să se ducă către Nicușor Dan oricât de nemulțumiți ar fi de unele aspecte din managementul capitalei Iar alții să-l vadă, în special votanți social democrat să-l vadă pe piedone ca opțiunea firească, ca fiind omul care întruchipează mult mai bine valorile pe care ei le văd, le văd în primarul general. S-a discutat foarte mult atunci când PNL și PSD căutau așa zisul independent, dacă nu cumva el va fi un fel de iepure care să alerge așa la derută și să mai deturneze niște voturi ale candidatului Nicu Șordan, adversarul celor din PSD și PNL. Acum, văzând, după două săptămâni, cum se prezintă Cătălin Cârstoiu, retorica din jurul lui, mai avem bănuieli în zona asta, oare, în ce îl privește? L-am văzut pe candidatul Cârstoiu, mi se pare un candidat de bună credință, cel puțin cred că el nu, deși e întrebat la tot pasul dacă, dacă se se retrage. O să vedem atunci când o să apară primele, primele cifre, pentru că atunci s-ar putea să ai într-adevăr acest vot util. Toată lumea se gândește evident la ce s-a întâmplat în 2008 când PSD avea un candidat oficial, Cristian Diaconescu, și în același timp cred că tot activul de partid era mobilizat în spatele lui Sorin Oprescu, care atunci a beneficiat și de acel moment emoțional în care inițial s-a respins candidatura și apoi pur și simplu a defilat într-o campanie electorală împotriva lui lui Vasile Blaga. Acest narrativ al PSD-ului cu doi candidați, probabil va domina această campanie electorală, mai ales că vedem tensiunile care există între um, medicul Cârstoiu sau cel puțin. Această lipsă de compatibilitate cu, cu Gabriela Fira, Gabriela Fira este un asset al PSD-ului în București, are un bazin electoral care trece dincolo de, de ceea ce poate să obțină PSD-ul și atunci faptul că nu există această chimie, cel puțin la nivel de, de prezență publică, ar putea să alimenteze aceste, aceste tensiuni. Medicul Cârstoi are o problemă din punct de vedere de, de strategie politică, că încearcă o campanie ext, extrem de disciplinată și de liniară de atragere a electoratului PSD PNL. Însă nu reușește să-și comunice povestea personală. Poate ne-a spus că a trecut printr-un episod de cancer, că a fost un medic foarte bun, dar nu reușește să să lege această poveste personală de povestea comunității, de care sunt nevoile Bucureștiului în acest moment. Păi o leagă și... fix prin această metaforă. Domnule, o să fac și orașul bine, cum m-am făcut și eu bine și cum i-am făcut și pe alții bine. Cam asta e povestea până acum. Sună foarte goală această poveste, pentru că trebuie să reușești să vinzi această poveste, nu doar să o expui pentru că ea apare cea mai la îndemână poveste. Și trebuie să o comunici puțin în raport cu, cu necesitățile comunității din acest moment. Nu este doar vorba de ce are Bucureștiul acum, ci de ce are nevoie București în acest moment de medicul Cârstoiu. Iar acest lucru nu nu a fost suficient, suficient ambalat. Candidatul deja a avut niște... vorbeam de... Acest start împiedicat a avut un anumit episod în care putea să răspundă foarte firesc în ceea ce privește propriu, propria traiectorie, propria avere și a apărut destul de, de nervos. E până la urmă sunt cum aș spune, durerile, durerile facerii, pentru că nu e ușor să intri în atmosfera politică. E pensiunea foarte mare, oricine va. Fără experiență, se, se poate confrunta cu această problemă. Însă, dacă medicul Cârstoiu nu uh, decolează rapid și nu accelerează rapid, atunci pur și simplu va fi un, un, al, treilea, un al treilea om în această cursă și toată lumea va încerca să, să atragă electorat. S-ar putea să ne trezim ca în 2016. Atunci, cred că, dacă mi-aduc bine aminte, candidatul PNL. A pierdut foarte mult în ultima parte a campaniei câștigată de, de Gabriel la firea împotriva lui Nick Jordan. Bun, păi și-și permite Dita mai coaliția să facă experimente din astea. Că mă întorc la întrebarea cu iepurele, de fapt, dacă nu, cumva, pariu pe Cătălin Cârstoiu nu e atât de, de serios. Pur și simplu trebuia găsit cineva și asta e, sperăm să avem noroc, sau pur și simplu chiar nu ne interesează, l-am pus acolo, dar de fapt miza și pariurile noastre sunt pe altcineva. Depinde de atitudinea de risc față de risc a celor doi lideri de partid. Iar, într-adevăr, la acest moment, analiza mea este mai degrabă că București a fost un fel de bătaie de cap pentru principalii lideri. S-au gândit foarte tare cum să nu pună pe cineva pe această trambulină politică în contextul anului electoral care să-i atace pe urmă în interiorul partidului, nu profitând de succes. Exact, exact. De ce să-ți să -ți, să -ți pui o, o piatră în pantof când, dacă Nicușor Dan rămâne primar general, să zicem, care e opțiunea uh, uh, nefavorabilă sau uh, pentru, pentru PSD și PNL, până la urmă nu e o bătaie de cap atât de mare, urmează foarte rapid alegerile prezidențiale, alegerile parlamentare, uh, nu există... Uh, motive pentru, pentru o răscoală în interiorul partilor. Cel puțin acesta pare să fie calculul. Evident, lucrurile se pot schimba, pentru că uh, am văzut niște fețe extrem de încruntate la acea lansare a candidaților și se, se ascut cuțite peste tot în partii de... Uh, nu e totul atât de... Uh, nu e această pace și stabilitate peste tot. Oamenii se gândesc prin prisma interesului personal și a carierei uh, politice. Dar în acest moment... Uh, Pare un fel de tensiune între ce își doresc principalii lideri și rolul pe care Bucureștiul îl are în dezbaterea publică, pentru că de două, trei săptămâni discutăm doar de București. Evident, avem alegeri locale, peste 3200 de comunități, dar prin felul în care se desfășoară campania publică, campania preelectorală, pare că rezultatul și framing-ul asupra alegerilor va fi dat de rezultatul din București și din marile orașe. Aici se va decide. Nu că, nu știu, în acest moment PNL-ul, cred că are 1200-1300 de primari, PSD-ul are 1400, am văzut planuri că vor să obțină 39 de președinți de Consiliul Județean din, din 41. Nu pare să existe foarte multă tensiune și așteptare în legătură cu aceste uh, rezultate, dincolo de mici tensiuni uh, în teritoriu. În București... Că să vorbim imediat, doar că Bucureștiul dă această legitimitate, nu primarului, ca fiind ales cu numărul cel mai mare de voturi după președinte. Deși noi am văzut că la ce prezență a fost uh, la vot în ultimii ani, chiar și asta e discutabil. E un procent oarecare dintr-un procent oarecare, nimic semnificativ până la urmă. Da, e vorba până la urmă de statutul Bucureștiului, dar e vorba de, de ceva pe care, pe care noi uh, trebuie să-l să luăm în considerare. Avem competiție politică cu adevărat în București. Nu pare că lucrurile sunt stabilite de la bun început. Uh, vedem în unele sondaje Piedonei pe primul loc, în altele Nicușor Dan. Uh, unii vorbesc de potențialul natural al lui Cărstoi, având în vedere cele două partide. E, e tensiune, e așteptare, lucrurile se pot schimba. Așteptăm să vedem cum se vor duela candidații la un moment dat. Așa cum precizam mai devreme, nu sunt multe alte locuri în țară în care acest lucru se întâmplă. Probabil că e vorba de Timișoara, unde USR încearcă să-și apere primăria, un probabil la Brașov, unde la fel USR este în această situație, probabil Constanța. În alte multe alte locuri pare că această campanie nu va fi decât o încoronare, a unor lideri locali, ținând cont și de aceste alegeri într-un singur tur care favorizează în mod cert candidații în funcție. Clujul e un foarte bun exemplu aici, pentru că n-au vrut să spună că merg în comun în al susține, de pildă, pe Boc, nu? Favoritul. PSD-ul și-a pus acolo o candidată de care n-a auzit mai nimeni, fost parlamentară și cam atât, doar să fie cineva, nu? Până la urmă. Adică e și asta un exemplu acolo unde sunt candidați foarte bine profilației unui partid, celălalt partid a pus aproape la mișto pe cineva ca să doar să fie, în loc să-și asume candidatul yeah, yeah. comun. Cineva și asumă acest uh, risc pentru echipă și probabil va fi premiat în toamnă în alegerile parlamentare, tocmai pentru că s-a dus acolo unde nimeni nu putea să câștige. Că pare situația similară, într-o anumită măsură. Dacă ne uităm la, în București, în sectorul 5, ați văzut, avem un candidat uh, pe care nu știe foarte multă lume și nu l-a văzut foarte multă lume. Adrian Vigheciu, Încotdeauna... întrebarea este, da, cei cu el? E pus ca să ce? Ca să nu, nu concureze cu cine acolo? Înțeleg că e un tânăr politic care probabil vrea să-și să crească profilul, are opțiunea acest lucru pentru că beneficiază de sprijinul de partid, însă e complicat atunci când principalii lideri politici spun că Piedone e a Administrat foarte bine sectorul și că e bun de primar de sector, atunci, dacă sectorul e atât de bine administrat, de ce nu-l lași pe Piedone să-și continue moștenirea? Deci, e clar că e o diferență. Știi piedone va candida însă la capitală, va candida fiul, nu la sectorul 5, deci, practic, tot o extensie a lui Piedone și atunci a... s-ar putea să. Yeah. Ce? Să nu pariezi pe cineva tocmai ca să-i lași loc familiei lui Piedone? Da, e o chestiune extrem de, de ciudată. Sectorul 5 a fost întotdeauna o sursă de surprize în București. Vorbeam de acum patru ani de zile în care cred că am avut foarte patru candidați cu, cu șansă. O să vedem cine o să apară acolo. E un uh, sector care a fost atâția și atâția ani administrat de către Marian Vanghelie, care a candidat chiar și în 2020 și care, probabil, prin candidatura pe care a avut-o, a luat suficiente voturi de la PSD cât să-i permită lui Piedone să. Să, să câștige Sunt aceste mici uh, aranjamente locale Care nu, nu, par, nu par foarte logice Din perspectiva cuiva Care vrea să aibă o perspectivă rațională Asupra alegerilor Și a luat PSD-ul partea leului Având patru sectoare din șase În capitală Bine, motivația a fost că pentru două dintre ele Oricum erau niște primari care performau La 3 și la 4, Și că n-avea rost să schimbi nimic Dar până la urmă, dacă te uiți totuși PSD-ul are patru sectoare și a propus și candidatul la primăria generală, că el i-a asumat mai degrabă de, de PSD, s-a aflat asta. Da, cred că a, a negociat foarte bine. Acum nu știm dacă această negociere pentru București e făcută într-un cadru mai amplu, dacă privește și ceea ce se va întâmpla în toamnă, în alegerile parlamentare, în alegerile prezidențiale... Cred că trăim sub spectrul a ceea ce ni se diferențe între ce ni se comunică și ceea ce, ce intuim. Liderii PSD și PNL ne spun că e doar despre alegeri locale și alegeri europarlamentare, însă noi intuim că totul face parte dintr-un plan mai amplu care vizează și ceea ce se întâmplă în. în în, în, primăvară. Într-adevăr, probabil că acele sondaje de liberali încearcă să pară foarte optimiști în legătură cu scorul electoral, dar știm cu toții că înainte de demararea acestor negocieri, situația lor nu era deloc, deloc roză și probabil că dincolo de ce au reușit să, se impună pe listele pe europarlamentare, în anumite comunități, cum a fost cazul la, 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 Timișoara. Dincolo de aceste lucruri, totuși această slăbiciune politică a trebuit decontată în anumite locuri. Și acest lucru se pare că a fost în, în București. Împărțeala asta din teritoriu de care vorbeam, Costin Ciobanu, e marcată pe alocuri de tensiuni și de conflicte între PSD și PNL Um, e autentică disputa asta sau e și aici un uh, balet? În uh, afară de cazul Nica, mă rog, exclus până la urmă din partid la Timiș, în rest avem motive să credem că chiar se bat, chiar vor fi dispute, chiar la Brașov se vor supăra pe sediștii, pe peneliști, vor dori pe altcineva sau e genul ăsta de balet? domne, noi încercăm peste tot, dar până la urmă o lăsăm așa cum a picat. Ne punem candidații noștri, fiecare. Cred că mai degrabă avem uh, mici focuri aici și colo în teritoriu, în care da, mai apare o tensiune la uh, Timișoara, în Timiș, mai apare ceva la Bacău, mai avem o situație la la Brașov, însă suntem în situația în care în mod cert uh, centrul domină teritoriul. Această idee de stabilitate, această idee de guvernare post 2024, e mai importantă decât orice lider uh, local. Și liderii naționali, am văzut cum și au ajustat discursul, nu doar nu de ieri de, de azi, cred că din 2021 când s-a format această uh -huh. a alianță. Ceea ce vor ei să ne tra transmită prin felul în care comunică această imagine de forță, de inevitabilitate. Noi suntem acolo, o să dominăm aceste alegeri, o să luăm peste 50% din uh, consilierii generali la București, peste 50% din, uh, din mandatele la europarlamentare, peste 70-80% din mandatele, uh, prin, din uh, primari, uh, la fel, probabil peste 90% din uh, candidație, din uh, președinții de, de Consiliu Județean. Aceasta este atmosfera. Un... E firesc să ne, să ne uităm la aceste uh, puncte de tensiune, punct, puncte contundente, însă eu aș face paralela cu acea împărțire care s-a întâmplat, cred că undeva în 2011-2012, în interiorul Uniunii Social Liberale, între PSD și PNL. La fel atunci au avut uh, o coaliție chiar mai, uh, mai amplă în care și-au împărțit în fiecare județ uh, uh, Președintele de Consiliu Județean și candidatul la, la primărie Au fost tensiuni și atunci, s au tot făcut sondaje, însă la un moment dat au ajuns la, la acea înțelegere Acum cred că uh, lucrurile sunt chiar mai compatibilizate decât erau acum uh, 10-12 ani uh, Partidele pare că în ultimii doi ani de zile au devenit din ce în ce mai, uh, mai, mai similare Apropo de această idee a stabilității și de lupta contra populismului, extremismului și așa mai departe, vedem o avalanșă de știri cu probleme pe care le-ar avea aur, pe care le-ar avea SOS-ul Dianei Șoșoacă, pare așa un fel de desumflare programată, chiar cu puțin timp înainte de alegeri. Nu e straniu? Nu vi se pare ciudat? Nu știm, în acest moment, trebuie să, să spunem cât, este, cât face parte din victimizare, din ceea ce fac AUR și, și SOS, sau cât este într-adevăr o problemă reală de strângere a acestor semnături. Trebuie să o spunem din capul locului: numărul de semnături cerut pentru a candida în aceste alegeri este unul neobișnuit de mare. E un, un fel de barieră electorală care mai degrabă aduce aminte de state Semidemocratice, acest lucru la un moment dat trebuie tranșat, pentru că până la urmă limitează competiția politică și generează foarte multă frustrare și probabil are impact și asupra participării electorale. Însă, într-adevăr, bula naționalistă, anti-UE, anti-NATO, pare că a început să se subțieze, pare că a avut momentul de apogeu. Înainte de, de momentul electoral, înainte de număratul, număratul voturilor Se vede până la urmă și în prestația publică nu nu mai vedem atât de prezenți în media Nu mai avem acele uh, evenimente create din senin de, de acești lideri politici Sau cel puțin lumea pare că nu mai rezonează cu ele Nu mai vedem pe uh, George Simeon dezlănțuit peste tot în țară Probabil... Acest moment de declin a început de la acel protest al fermierilor, dacă vă aduceți aminte. N-a fost foarte bine primit acolo și n a mai văzut același tip de, de abordare. Acum, eu nu știu de unde vine această timiditate politică din partea liderilor naționaliști, dar, într-adevăr, pare că și-au și -au încheiat și-au încheiat. Aici încep speculațiile. E o timiditate la ordin sau pur și simplu se dovedește că, pe măsură ce se apropie alegerile. Lumea, de fapt, nu-i valorizează atât de tare. Nu greu de spus ca de-a lungul anului să ai atâta susținere, inclusiv în sondaje, după care, brusc, să nu mai fie atât de popular. Când, tocmai că se apropie momentul în care ai putea să dai acel vot de pedepsă pentru, pentru putere. E, e ciudat într-o anumită măsură pentru că, într-adevăr, alegerile europarlamentare peste tot în Europa sunt alegeri de ordin secund, iar alegerile de ordin secund sunt în general alegeri în care îți permit să dai un semnal împotriva guvernării cu costuri reduse. Deci dacă cineva vrea să se răcorească, ar putea să folosească foarte bine aceste alegeri europarlamentare. Însă probabil prezența alegerilor locale complică puțin uh, situația. Vedeți, vorbim foarte puțin de alegerile europarlamentare și probabil acest lucru va continua pentru următoarele două luni. Această găstelniță de a comasa cele două alegeri s-ar S-ar putea să fi luat foarte mult oxigen electoral pentru, pentru partidele, partide gen, gen aur, partide gen SOS, care se bazează mai degrabă pe un mesaj național, dar care nu sunt capabile în acest moment să se organizeze pentru, 3200 sau plus campanii campanii locale. Pentru și ele, șansa era să ar... discute despre Europa, suveranism, nu sclavagism. România, drept colonie, știți, da. știți, temele recurente, război și alte, alte, alte subiecte care s-au dezvoltat foarte tare, vaccinuri, că tot se întâmplă tot felul de anchete la nivel european. Aceste teme au fost pur și simplu evacuate de pe agenda publică pentru că. Lumea nu așteaptă foarte multe, vedeți, nu e, nu e foarte multă așteptare, nu foarte multă tensiune, foarte multă surpriză în ceea ce se poate întâmpla la alegerile europarlamentare. parlamentare a fost, și pot pot a AUR sau SOS că... sau alții să creeze discuția asta, adică să o reaprindă, chiar dacă ea vine în contextul localelor? Au vreo șansă oare să zică, nu, 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 stați puțin, noi trebuie să discutăm despre povestea asta, cu sclavagismul, cu uie, cu nu știu ce. Depinde foarte tare și de contextul politic, ce evenimente vom avea pe agenda publică și măsura în care ele vor reuși să fie valorificate de către aceste partide. Însă, așa cum arată și, și agenda media, în această perioadă pare mai degrabă că temele locale sunt privilegiate pentru că alegerile locale au un impact mult mai, cel puțin în percepția publică. Aici nu, nu vreau să fac diferențieri, dar alegerile locale au un impact mult mai direct și palpabil în viața, de zi cu zi a omului. Discutăm de Bucurește, canalizare, de termoficare, de poluare și cred că sunt teme recurente, dezvoltare locală, transport public. Sunt lucruri pe care, de care te te lovești în fiecare zi chiar dacă evident, apartenența noastră la Europa, fondurile europene care vin de acolo sunt sunt absolut esențiale pentru ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla în România în, în perioada următoare. Să nu suntem singuri în care aceste alegeri, din păcate, nu, nu generează foarte mult interes. Nici n-au venit aceste alegeri și, deși au zis că vor discuta despre pașii următori abia după aceste alegeri, deci după 10 iunie, PNL-ul a început de câteva zile să-l promoveze insistent pe Nicolae Ciucă drept candidatul la președinție al coaliției fie spun că PNL-ul trebuie neapărat să dea candidat la președinție și acesta va fi Nicolae Ciucă, fie cumva asumă că e nevoie de un candidat comun, iar acesta e Nicolae Ciucă. De ce a început această discuție din PNL în acest moment? Care e motivul? Sunt, sunt două potențiale explicații. Prima explicație ar fi că planurile sunt deja făcute. Că a existat această mare negociere în care... PSD o să dea premierul și PNL o să dea președintele. Și acum pur și simplu cineva care încearcă să trezească puțin interes din partea presei ridică puțin uh, pagina și ne arată cam ce ar putea să fie în spatele acestei, uh, acestei negocieri. Uh, a doua explicație ar putea să fie că aceasta e o formă de presiune, e o formă de începere a negocierii din partea uh, PNL asupra PSD. Vedeți, PNL pare un, un partid oarecum îndrăgostit de, de istorie. așa. El crede că, într-o formă sau alta, cum necum vor câștiga alegerile, fie împotriva PSD-ului în turul al doilea, beneficiind de ceea ce am avut începând cu 2004, fie pur și simplu vor avea o înțelegere cu, cu PSD-ul și atunci îl, vor defila în alegerile prezidențiale. Însă, s-ar putea să cred că de aici și o ezitarea pe care o vedem din partea partidelor. S-ar putea să, să fie uh, anumite limite și anumite surprize, pentru că partidele tradiționale în alegeri prezidențiale, în care ai prezență peste 60%, Partidele tradiționale și arată acolo, până la urmă, limitele bazinelor electorale. Și s-ar putea ca acest lucru să fie vizibil chiar și cu o comprimare a calendarului prezidențial. Avem alegeri prezidențiale în luna septembrie, foarte neuzual pentru felul în care a fost noi obișnuit să votăm în alegerile prezi prezidențiale. Vă vorbeam mai devreme de această perspectivă a inevitabilului aceea ce se va întâmpla, indiferent de ce facem noi. Și atunci probabil se încearcă construirea acestei imagini și în legătură cu alegerile prezidențiale, pentru că încă nu vedem candidați alternativi asumați. Discutăm Un candidat pe independent de opinie, dar nimeni nu vine și spune ok, eu o să mă opun acestei mari, mari alianțe. E o formă de a uh, uh, încerca să stabilești lista de candidați prin descurajarea potențialilor, cu, cu mult înainte de, de vreme. Uh, nu vreau să spun cât de democratic e această perspectivă, dar sper că o să avem o competiție reală în alegerile prezidențiale, pentru că sunt alegerile cele mai importante pentru, pentru români. Și sper că acest lucru se va, se va întâmpla. Ideea unui candidat comun, tot așa, chipurile unui independent, susținut de ambele partide, domnule Ciobanu, mai are tracțiune sau mai poate fi o variantă? Glumind puțin, poate o să avem ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare, în care capul de listă era o femeie independentă și foarte bine, foarte bine pregătită. O să avem un, un candidat. A Mihai Tudose până la urmă, dar mă rog. O să avem un candidat independent extrem de bine pregătit, extrem de performant, um, probabil în, într-unul din liderul celor două partide. A existat. E vorba bancului dat. și de ce Nicolae Ciuc, nu? Adică asta o să fie, da. Se... pentru că e neconflictuală ca să discutăm uh, uh, în raport cu alegerile din 2019 când uh, aceasta a fost probabil uh, gluma de la de, la acel, uh, de la acel moment. Uh, e Mircea Joana are un loc în povestea asta? Candidatul susținut de ambele? Um... Vă aduceți aminte? A existat în discursul PSD acum un an, doi de zile această perspectivă a unui candidat independent care să fie susținut. Această perspectivă s-a îndepărtat foarte mult. Am văzut cel puțin acel conflict între public sau conflict. Această tensiune, acel schimb de declarații între Mircea Gioană și, și liderul PSD. Nu pare că în acest moment că Mircea Joană fie acceptat de către PSD deși, în mod cert, având în vedere și profilul public și susținerea din sondaje de opinie, ar fi o alegere cu mari șanse de a câștiga dacă ar fi susținut de ambele partide. Dar pare că ne, ne îndreptăm într-o cu totul altă perspectivă. Vedem o campanie publică de comunicare din partea secretarului general adjunct al NATO. Foarte multă lume se așteaptă ca el să-și anunțe candidatura, însă nu va fi deloc ușor pentru că, o să avem o campanie, cum spuneam, extrem, extrem de, de comprimată, dar lumea caută independenți, tocmai pentru că. Oh opțiunea pe care opțiunile pe care ni le propun cele două partide nu sunt foarte apreciate la nivel de încredere publică, atât liderul PSD cât și liderul PNL nu au o încredere publică semnificativă. Sunt chiar lideri în interiorul acestor partide care beneficiază de mai mult suport public. Și atunci e această căutare, cine poate să fie al treilea om? S-a vorbit de Mircea Joană, unii au vorbit de Laura Codruța și la un moment dat, deși și domnia s-a respins această, această uh, opțiune. Însă, o să fie o căutare intensă, mai ales dacă PSD și PNL pierd aceste alegeri uh, esențiale din punct de vedere simbolic la, la capital. Analistul politic Costin Ciobanu, astăzi în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu pentru invitație! piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM